doctorul Cristian Moraru, fondatorul clinicii oftalmologice Oculus. Clinica de oftalmologie Oculus a luat ființă în anul 1993 și de atunci încoace a cunoscut o extindere constantă, atât ca personal specializat, număr de pacienți, consultații și operații. Activitatea principală a clinicii și a mea personală este cea chirurgicală, în special în domeniul chirurgiei refractive, a chirurgiei cataractei, a transplantelor de cornee și a altor patologii ale polului anterior al ochiului. Rezultatele foarte bune, munca intensă, dedicarea ne-au adus recunoaștere atât națională cât și internațională și ne-au motivat de fiecare dată să mergem mai departe în achiziționarea celor mai noi tehnologii în beneficiul pacienților noștri. În calitate de director medical al clinicii Oculus, pe lângă activitatea zilnică de consultații și de operații, mă ocup și de activitatea administrativă a clinicii pentru bunul mers al acesteia.